m-am gândit că ar fi bine să preiau un pic de munca primarilor, pentru că am făcut de toate în ăștia 12 ani. Dar să fiu primar, să am eu presiune pe mine, responsabilitate totală, niciodată n-am făcut. Așa că am ajuns la Șvinița, în județul Mehedinți. Gardă, pentru onor spre dreapta, prezentați arm! Mamă, ce frumos e! Ce frumos e aici! Foarte frumos! Arată splendid! Cum pot eu să țin distanța de colegii mei acum? Hărăișa! Băi, ăsta e băț de căluș. Da, cu noile reguli e distanțare. Neața! Bună dimineața! Ai mască? Ei, foarte bine! Așa trebuie. Și eu trebuie să-mi pun. Trebuia, că nu am. Atâta, că dracu era al tău. Câți ani ne ține ăștia cu masca la bot? Apa. Mamă, dar mă și-a sortat. Mască cu... A? A, merg acum să mă întâlnesc cu acești colegi minunați ai mei, să le dau deșteptarea. Mi-am luat bățul ăsta, e un bambus special pentru distanță. Are perfect 1 metru și cu 65 brațul meu, 1,65 m. Cât dă el în mâna, se face de 2 metri. Distanța regulamentară. Am să bat cu degetul la ușă, cu ăsta și după aceea bățul întind, salutul nostru așa va fi. Trebuie să punem mâna pe băț. Nu punem mâna pe băț, înseamnă că e dușmanul meu. Dacă a pus mâna, e prieten și atunci e în regulă. Vom lucra frumos de dimineață până seara. Neața! Uite aici salutul. Dă noroc aici cu mine, așa? Deșteptare. Rom servis? Da. În 10 minute la micul dejun. 10 minute la micul dejun. Ia uite acum ce vă trezesc cu distanțare socială. Închide ușa. Hai, la micul dejun. Într-o oră? Da. Într-o oră? Într-o oră? Într-o oră? Păi am zis distanțare și tu într-o oră, în 10 minute. Exact ceasul ăla, când îi dai snooze, știi, dar la asta nu există să dai snooze. Când îi dai snooze, îți dă una, știi? Neața! Salutul, e așa, bate pumnul aici. În 10 minute, la micul dejun, eu mă duc până la primărie. Bine? Hai! Avem noroc că există cheie la cameră. La cameră și ne încuiem acolo. Și putem să ne încuiem, dar eu am auzit că nici ușa nu prea există. Auzi, pe Nea Marin, el o ia din fundul holului, practic, de la ultima cameră și auzi. Băiețașii! Astăzi e joi! Vino bine! E o atmosferă ca de tabără. De la bătutul ăla se declanșează haos. Încep să iasă copiii să se ducă la masă. Și e gălăgie pe holuri și frumos, atmosferă bună. Ce zi azi, bre? Neața! Distanțarea socială, fii atent! Uite aici! Bate pumnul aici! Bate și că sunt sănătos! Bate... Aaaa, nu cred! Nu cred că tu ce ești, nu cred! Băi, tu chiar ești bolnav? Băi, COVID, tu fii atent, să stai desparte de mine, nu prea zice. Cu mine n-ai nicio treabă. Nu mai era mai ușor decât să vii cu bățul ăsta să te speli pe dinți, că trebuie să ne apropiem? Nu. Nea Marin, să ne înțelegem, are 62 de primăveri. E greu să-l dezveți de un lucru. Bă, ciocănind, botăitul la ușă, intratul ăsta ca mascați. Dar tu poți să ne dai ce ai avut? Poți să ne dai? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut la ăsta? Eu ziceam să... Hai la micul dejun. E nebun, bă. Distanțare, distanțare, dar nici așa. Nu se poate. Nu știu de ce dimineața a avut Nea Marin parte în viața lui. Cred că n-a avut așa o copilărie prea... Cred că mai mult era pus pe fugă dimineața. După care m-am dus